Mai multe localități din Comuna de Lendar și locuitorii din orașul Hârlău vor rămâne fără apă timp de o zi. Operatorul eșana Pavital a anunțat prin comunicate de presă că joi 8 septembrie cetățenii din Poiana, Slobozia, Feredeni, Deleni și parțial Maxut nu vor avea apă la robinete în intervalul orar estimat 7.21. Vineri 9 septembrie, în același interval orar, va fi sistată furnizarea apei potabile către utilizatorii din localitatea Hârlău. Motivul anunțat de companie pentru aceste două întreruperi este igienizarea rezervoarelor de apă potabilă. În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, Apa Vital recomandă utilizatorilor afectați să-și creeze rezerve de apă potabilă pentru perioada de sistare a furnizării. Pentru mai multe informații privind programul de furnizare a apei din fiecare localitate în parte, Invităm pe cei interesați să consulte periodic site-ul Apa Vital. De asemenea, pot fi obținute informații suplimentare sau pot fi făcute alte sesizări la numărul de telefon 0232-969. La reluarea furnizării există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate, situație în care robinetul trebuie lăsat deschis timp de câteva minute pentru ca apa să revină la normal. Dacă situația persistă, sunați la Apa Vital, iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema.